Atleta lugojană Miruna Pricop, pregătită de profesorul Adrian Vrudnic, coordonatorul secției de atletism a Clubului Sportiv Școlar Lugoj, a cucerit medalia de argint la probe combinate în cadrul finalei naționale de junior 2, ce a avut loc la București în sala Ioane Soter din complexul Lia Manoliu. Sportiva s-a clasat pe locul 5 la întrecerea individuală de la săritura în lungime. Rezultatul Mirunei Pricop este cel mai bun obținut de atleții județului Timiș, prezent săptămâna trecută la competiția din capitală, fiind urmată de Corina Tămăși de la CSU Politehnica Timișoara, care a obținut bronzul la 3000 de metri alergare.